Juniorul băimărean Bogdan Dobra s-a alăturat în această săptămână lotului de cadeți al României pentru stagiul de pregătire din Sighișoara, care se va încheia în data de 29 februarie. La finalul perioadei de pregătire, naționala de cadeți antrenată de Titel Răduță se va deplasa în Serbia, unde va susține o serie de meciuri internaționale. Bogdan Dobra, născut pe 25 ianuarie 2000, joacă pentru echipa de junior 2 a Academiei de Handbal Minaur pe postul de centru. Alături de colegii săi, Bogdan a câștigat seria H a sezonului regulat rezervat acestei categorii de vârstă. De asemenea, în această iarnă, Bogdan a evoluat și pentru echipa de divizia A a Academiei de Handbal Minaur în jocurile pe care aceasta le-a disputat în perioada de pregătire.